Informația că deputatul de Găiești, Iulian Vladu, va fi numit președinte la PDL Dâmbovița circula de mai multă vreme. Voci democrat-liberale spuneau că Vladu, cunoscut ca un vașnic susținător al echipei Blaga, va fi înscăunat șef la PDL Dâmbovița. Singurul obstacol în calea de preamărire a deputatului era Jean Popescu, dar și asta s-a rezolvat în weekendul trecut. Sâmbătă, pentru că tot eram la București la marșul tăcerii din sănătate, am trecut și pe la partid și mi-am lăsat hârtia. Funcția asta ținea mult timp și nu aveam timp și mă gândeam pentru ce să fac eu lucrul ăsta când nu-mi doresc mai mult din politică. În ședința de luni dimineața a Biroului Permanent Național al PDL s-a hotărât numirea în funcția de președinte interimar a organizației județene a deputatului de Găiești, Iulian Vladu. Mă onorează și mă obligă în același timp încrederea BPN-ului. Sunt conștient că urmează o perioadă foarte dificilă, dar vreau să creez echipa de care PDL Dâmbovița are nevoie, cu oameni cinstiți și corecți și cu principii de dreapta, a precizat Iulian Vladu prin intermediul unui comunicat de presă.